Șeful Casei de Sănătate Suceava, Cristi Bleorțu, a anunțat că bugetul instituției pentru servicii medicale, medicamente, servicii medicale spitalicești, dispozitive medicale, analize de laborator și imagistică medicală pe luna februarie a fost suplimentat de Casa Națională cu 38 de milioane de lei. El a afirmat că alte 162,4 milioane de lei le-au fost alocate în plus spitalelor pentru plata creșterilor salariale. De asemenea, bugetul necesar pentru plata certificatelor de concedii medicale depuse de angajatori a fost suplimentat cu 18,3 milioane de lei, astfel că suma totală alocată în acest sens pentru 2020 a ajuns la 20,3 milioane de lei. Cristi Bleorțu a subliniat că suplimentarea bugetului Casei de Sănătate Suceava permite derularea în bune condiții a contractelor încheiate cu furnizorii pentru serviciile medicale acordate asiguraților din județul nostru.